aici. 24 de ore în cea mai pustie casă, Teo 10. Hai să vedem. Că nu merg pentru că poate fi destul de periculos. Asta este cea mai pustie casă pe care am văzut-o vreodată, iar asta sunt eu. Și automat locuind aici, voi fi izolat de orice formă de civilizație pentru următoarele 24 de ore. Mamă, locul unde găsești? Este într-o pădure din unde găsește un om așa casă? Brașov, am aflat de la finul meu și mi-a spus că această casă este părăsită și că din când în când mai vin niște ciobani să se adăpostească în ea. Dar tot el mi-a recomandat să nu merg pentru că poate fi destul de periculos. Bună ziua, hai să vă prezint casa mea din următoarele 24 de ore. Avem aici o curte incredibilă, bab. Cam așa arată căsuța, ia uitați-o, era cam întuneric în casă, am dat geamurile, am dat obloanele, așa, obloanele. Andrei, cred că tu dormi aici, eu dorm înăuntru. Domnul cameramanul să doarmă aici, că mama, poți să dormi afară? Câinii spașnici de acolo, mâncați aici gura ta. Nu spașnici. Aolo, e dita mai dulău. Păi ce facem? Viața mea. Să știi că eu pe pace am venit. Îți dau un like acolo, o aia. Le-am întovărășit deja. Așa, avem aici un pat care, vreți să vă zic că e moale? Bă, cumva lenjeria și așa, și cum mă simt ca la țară. Pot eu să stau acolo? Mai nelocuit. Vrei să stai acolo? Da, mă, viața. Oricum avem 3 paturi aici, mai chemăm. Poți să ne mai întovărășim? Mamă, frate, dar ce casă ești, nebun, cu 3 paturi? Bă, de aici sigur nu stă nimeni, că văd că E destul de curat și așa. Vezi? E curat, cu perne, cu din astea. Noi cu niște fantome pe aici, intră și ele cu noi. Dacă dăm și de horror în seara chiar asta, e, tare, e, da. E perfect, doar de urs să nu dăm. Avem aici niște cești, niște chibrituri. Asta e o ganteră. E la țară? Asta nici măcar nu e la țară. E gen în munți. E sechestrată. Ne face sportul de dimineață. Ia ăsta. Bă, vezi că sunt o... Ce era aia, mă? Bă, e Kenda, mamă. Nu Kenda, mă, de-aia e Diablo. Voi vă jucați cu Diablo când erați mici. Ia ăsta. Bă, vezi că sunt ok paturile. Avem niște haine aici în casă, mi se face frig. Și stai așa că mai e o cameră lângă. Ia, acolo ce e? Mai e și aici ceva. De oaspeți. Bă, bro, asta e cameră de tortură, mâncați aici. Mamă. Ce viața mea? Asta chiar că e cameră de tortură, chat. Uite acolo cum îl pui acolo, pui cadavru acolo. Îl tai un pic cu fierăstrău. Mamă. Și mai și miroase foarte închis. Nu vi se pare foarte creepy camera asta? Gen cu astea pe aici. Băi, nu știu, faza e că eu nici nu știu din cultura noastră și din așa. Avem aici un dulap. Cum era să găsim pe cineva aici? Fereastră. Fii atent, frate. Vezi că e drip. Vintage. Că Dumnezeu, uite, avem niște haine aici. Aici deschis și găsim 1000 de euro. Fiți atenți. Aoleu. E cu schemă, frate. E cu schemă. După cum vedeți, eu am venit perfect echipat de munte. Am crocs, am niște pantaloni și un tricou. Bă, opa. Ce e aici? Că eu nu știu. Haide, poftiți. Vă rog, intrați la mine în căsuță. Miroase foarte ciudat aici. Aici faci foc și vrăjel, nu? Cepe? Viața mea, cred că băgăm niște roșii așa cu ceapă și cu brânzică. Păi și acum, hai să ne facem simțim ca acasă. Ai, ce bun. Ce bun. Dă cu activități pe aici. Dish-ul meu favorit, așa, all time, frate. Iei un dog din ăla, mare. Știți ce înseamnă un dog, nu? O bucată de aia de lemn unde tai chestii. Și îți pui, frate, roșii, castraveți, ridici, ceapă, ardei, 3 tipuri de brânză, 4 tipuri de salam, niște pâine, așa crude. Ce vrei mai mult de la viață, frate? Ziceți-mi mie. Ce vrei mai mult de la viață? Cu o țuică lângă... Începând cu prima activitate de a ne face un outfit cum se cade aici de așa. Vă pupi. La noi se zice dog aici. În Transilvania. Așa. Și acum hai să vedem peisajul ăla tare rău de tot. Uitați-vă cât de frumos este pe aici. Uite încolo. Mi-au zis că s-a filmat ceva cu haiduci. Doar că un nou pierd cu sare. Ai, 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 ai. Băi, e tare rău. Ni se ceapă verde. Doar că niște feeling am eu în continuu.
finul de ce vrei mai mult de la viață? Că noi nu suntem singuri. S-a zbălit pielea pe tine. Știi ce e cel mai amuzant? L-am întrebat pe domn de aici dacă sunt probleme cu urșii, cu animalele. S-a uitat la mine, a făcut o pauză de 3 secunde și a zis: "Nu o sunt. Nu o sunt." Bă, nu orice, dar uite exact ce vă ziceam, că nu suntem siguri și am aici în vizor una dintre cele mai periculoase animale din ecosistemul nostru ăsta rural, urban, hashtag pădure. Ce frumoase sunt, bă. Ce fac viața mea? Ce fac viața mea? Auzi, se poate un interviu scurt? Unul mic? Un outfit check viața mea? Unul mic, ce ai la gât? Zi repede, ce ai la gât? E o foaie, ce ai la gât? Zi repede. Uite ce are la gât. Mamă, câte sunt! Uite ce mic. Alex ăla, Moss. Uitați-vă ce mici sunt. Ne-am făcut și un prieten nou ca să ne ajute pe aici. Ce faci, iubitul meu frumos? Na. Ce și frumos, acum să vă arătăm survival kit-ul nostru aici pe terasă. Avem aici o lanternă destul de mică, nu știu ce luminează asta. Dar avem o lanternă, avem o lumină, că ne trebuie lumină, că lanterna aia a zis că e cam ciungă. Avem mix drumeții, ca să știți ce zic, noi drumeție, alea să mai și mâncăm, să nu murim aici de foame. Avem aici, da, da, bune avem, alea. Avem o geacă, în caz că ni se face frig și a început să fie frig deja. Avem aici niște șervețele pentru toaleta pe care nu avem. Toaleta noastră va trebui să fie natura. Sper din suflet să nu ne taie treaba mare, că e jale. Mai avem ai. Asta e singura baterie pe care avem. Deci nu știu de ce am decartez pe acolo. Mai avem aici o armă de jucărie, în cazul în care ne trebuie să tăiem like lemne sau ceva, să facem un foc sau... Ei, în seara, ce faceți? Unde? La ce cabana? Cabana Prustule. Aoleu, nu sunteți localnici? Nu. În atunci... Legenda spune că oamenii nu s-au mai întors. Ferească Dumnezeu. Fără glume de astea, băi, aici pe canal. Băi, frate, și stând pe aici. Fără glume de astea pe canal, chat. Bă, de ce mi-am amintit, Doamne ferește. Eram mic și a venit un prieten la mine. Era mai mare decât mine prietenul ăla meu din parc. Și a zis: "Hai să ne uităm la un film." Și a căutat el pe internet, că atunci era destul de nou internetul. Era destul de nou internetul, pe vremea cu High Five-ul, cu chestii de genul. Și a zis: "Hai să ne uităm la un film." Bă, frate, și-a pus un film cu unul de s-a dus cu încă doi în pădure și li s-a stricat mașina. Și se făcea seară, nu puteau să-și facă mașina și au văzut o cabănuță de asta, exact o casă cum arăta asta. Mai sus un pic pe deal. S-a dus în casa aia, frate. Totul bine și frumos la început, știi? Nu era nimeni. Și după aia o deschis dulapul și o văzut borcane, frate, cu urechi, cu degete, cu nasuri, cu ochi, cu capete în borcane și chestii de genul, bă. Și după aia au venit trei creaturi, erau așa umanoide, oameni, dar dubioși tare, desfigurați toți. Bă, și aia mâncau oameni, frate, au venit de la vânat cu un cadavru, cu un om. Și o găsi pe aia și s-o ascuns gen sub masă și chestii de genul. Mâncătorii se numea parcă filmul sau ceva de genul, bă. Mâncătorii, nu mai știu, eram foarte mic. Dar mi-a dat un pic așa filmul ăla, mi-a dat un pic. Ușor se lasă și frigul. Avem aici doi bodyguards care nu ne lasă să ne apropiem de văcuțe. Jur că semăna, semăna cu locul ăsta. Ce vezi viețile mele cu noi? Voiam să mergem pe acolo să vedem cum se mulg vacile, cum... Cred că au adormit. Nu încercăm. Da, și exact. Mâncătorii cred că se numea. Ce boală reprezinți? Autism. Merge, bă. Am reușit, am trecut pe bodyguard. Ceva cu canibal, da. Casa asta cred că are și pod. Dar cum ajungem în pod oare? Bine că nu, cred că avem ce să facem în pod. Dar eu zic să nu fie cineva. Dăm numărul Zoli, te rog. Acum, bro, notezi 0751, suși pula. Olo, eu mă omor singur, eu nu cred că reușim să stau aici, bă, Andrei. The hills have eyes of wrong turn. Bă, nu știu dacă wrong turn. Am auzit de wrong turn. Posibil, nu știu. Mi-a dat sim. Deci cred că ne întoarcem. Ei, dar n-am făcut nimic. Nu pe mine. Cu mine sunt tovarășii. Bună ziua! Ce faceți? La mulți? Ne-am mutat și noi aici azi. Pericole pe aici? Trebuie să avem grijă la ceva? Pericole adică? Nu știu, animale, urși? Mai trec și aia. Aolo, mai trec și aia? Mai trec și aia din când în când. Deci eu v-am zis pe bune că eu simt că mai e cineva pe lângă noi și vedeți că câinii latră într-una. Și știți că câinii știu cel mai bine, simt niște prezențe. Deci eu cred că îmi dau singur daună. Bă, noi am închisul și aia de acolo? De ce e deschisă fix
ușa la cea mai creepy. Ai. Sunteți gata, mă, băieți, mă, să vedeți că vin mâncători și vă pun acolo pe masă și vă... cu fierăstrău. Bă. Eu așa mi-amintesc că am închis-o. Păi și eu la fel. Intră că nu mai las nimic deschis. Ia gata. Asta este teritoriul nostru, nu mai intră nimeni, ai auzit, bă? Nu mai intră nimeni aici. Bă, lasă-mă să ai câini pe lângă tine. Și camera aia. Câini aia e bun. Cea mai creepy, ia să zic. Nu e, mă, nimic. Sau eu ăla de-n pod. Bă, mi fac filmul. Începe să întunece viețile mele. Ia zi, mai stăm? Eu zic că da, trebuie să ducem challenge-ul până la final, ești nebun? Băi, frate, voiam să mă pun aici la o măsuță scurtă. Și ia vedeți și pe tavan, zâmbe, mâncați aici curată. Bă, dar de ce e așa mare, bă? Ăla n-arată neapărat un zâmbet. A zâmbet. Ăla mai degrabă arată că ceva e deasupra. Să fie, mă, ceva mai deasupra, știi, ceva cucun. Uite, zici că e un cucun, ceva râmă din aia gigantică. Ia vedeți și pe tavan, zâmbet. Riveam, te pup, bro. Bă, dar de ce e așa mare, băi? What the f*** is happening, my friends? Și eu îți mai arăt ceva, dar nu vezi. Ce? Opa. Îl arăt? Îl arăt? Bă, e un cuțit atârnat bă! Acolo. Bă, frate. The creepy vibes, rău de tot casa asta și aia, asta e intrarea în pod, cred. Ei, dar tu ce faci viața mea? Ce cauți acolo? Ți-ai zis că... Ha, salut. Credeam că e singur cățelul ăsta. Ăsta, frate. Deci l-am întrebat odată dacă putem să stăm cu el acolo. S-a uitat la mine și după aia s-a întors. Și acum am ieșit râzând, a râs cu mine. Și după aia a făcut așa. Și a plecat. Ce se întâmplă, doamne? Bă, care-i faza? Bă, nu știu ce să zic. De noaptea aceasta tumultoasă. Nu. Mi s-a făcut pielea de gândire. Da, de ce? Știi ce scrie acolo? Unde? Bă, vin mâncătorii, bă! Fii sincer cu mine! Bă! Fii sincer cu mine! Sunt mâncători! Să vezi numai că e ceva puzzle de ăla nervos, bă! Ca să fie un fel de puzzle din ăla. De fapt, când a intrat în casa asta, a intrat într-o altă dimensiune. Să vezi că asta s-a făcut în jigsaw. Băi, zici că sunt so 13. Adică, viața mea, eu sunt sincer cu tine, mi-e foame, vreau și eu să mănc alunele alea și să mă duc să un pic pe aici, pe munți, după aia să dor liniștit. Mă, ce se întâmplă afară? Fii sincer cu mine, spune-mi adevărul, negrule. Te-ai mai putut așa de bine. Și nu avem personal space. Nu, rege! De ce vine toată lumea? Poate că noi am venit la ei. Doamne ajută! Păi și acum Doamne că a început ajută. Să mamă, ce aș mânca și eu niște din alea. Doamne ajută! Păi și acum că a început să se însereze și devine totul creepy și ca să fie cel mai creepy să ne prindă întuneric acolo. Doamne, ce aș mânca Doamne. Și eu niște din alea. Ai grijă de noi. Aici mă infață un pic, mi-au zis oamenii de aici, v-am zis că s-a filmat un film ăsta de haiduci, habar n-am. Și că au venit cu platou de filmare. Acum fără cateringă, dacă dăm de un urs, trebuie să stăm pe loc, nu trebuie să fugim de el. Că altfel sigur, se ia după noi. Sigur o să stăm pe loc. Păi bă, nu, dacă fugim, suntem morți, pe bune zic. Sau fugi tu și eu rămân pe loc. Vezi ce se vede acolo? Ce? O altă... Mamă, aia e casa la mâncători! Aia e casa la mâncători! Să mor eu de n-arăta așa, fii atent! Mâncătorii, film! True Grit! Ce mă ăsta? Nu e ăsta mă, frate! Wrong turn, ia! Wrong turn. Cât de vechi e asta? Este din 2021. A, nu. Primul e în 2003. Nu vedem la niște imagini. Stai așa un pic. Bă, cred că ăsta era, mă. Ăsta era oare? Ui cum arăta boală. Fii atent cum arăta boală ăla. Ui cum arăta boală ăla, mă. Ia.
Ăsta era, mă. Nu mai știu. Nu mai știu. 2012 e filmul ăsta. Nu. Stai. Stai un pic. În fine, era cu canibali. Dar să mor eu de nu așa arăta, bă. De asta și un grătar mare. Drum interzis, caută filmul Drum interzis. Drum interzis. Wrong turn, bro, ăsta era. Drum interzis. Dar nu mai știu, mă, omule, mă. Da. Vede oare? Viețile mele, subscribe acolo pentru aventura asta nebună și periculoasă, dacă vreți. Care faza că e frumos rău. Casa din capra cu trei ies. Ceva... E un mister așa, e un... Ăla, da, zic că e bun tare filmul, nu? Nu l-am văzut, românesc horror. Nu sunt singur aici. Dacă eram singur, e că cred că leșinam până acum. Băi, frate, am ajuns acum și uitați-vă fix la intrarea aia. Vedeți că e un fel de plantă la intrare? Și am crezut că e cineva, mâncați-a, și care să uită așa. Deci mi-a încremenit tot corpul, nu mai pot. Ăsta e grătarul ăla mare. Sau cel puțin așa mi-a zis cineva că e un grătar ăsta, dar nu-mi pare a fi grătar. Pare hornul ăla, de intră Moș Crăciun în el, ce zic? Vă că e... O cabană foreste și e și o fântână aici. E și o fântână aici. Oare mai e în funcțiune? Hai că mai e dacă e. Nu e așa horror de șmecher? E bun, dar cam sadic. Păi aia e și ideea. Dar neuntru aici, viața mea. Cred că aici dormim, de fapt. E efectiv gol și pare că sunt scârmoniți pereții. Deci uite pereții cum sunt, zici că sunt zgâriați, efectiv. Mamă, mâncați-ai gura ta. Mamă, mereți înapoi, bă. Am făcut-o și pasta viețile mele. Am venit și în munți să stăm aici, izolați de toată lumea. Bă, frate, faza e că nu e nimic care să ne sperie aici, în mod special. Dar e un, efectiv, o liniște. Dați like-uri, mă, dați like-uri, bă, ce-ați face 1000 de like-uri, rapid. Bă, nu se aude nimic, ești nebun. Și uite cât spațiu e încolo. Și cum era acum cât ziceam că nu se aude nimic, să apară cineva din spate? E, și uite, de asta mi-era frică. Apară cineva și zică, băieți, să audă ceva, ia. Bă, bro, vacile nu s-au pus la culcare, gen? Nu le-a pus omul ăla la culcare cât era noi de acolo? De 40 de minute. Păi și ce se aude, mâncați aici cura ta? De unde trebuie să ne întoarcem noi? Cu clopoței și cu dale. S-a zbârlit pielea pe mine. Bineînțeles, ca de fiecare dată, în orice vlog de ăsta trebuie să facă noapte. Totul arată la fel în jurul nostru. Mamă, și de asta mi-era cel mai frică, frate, efectiv, că nu o să mai ținem de drum. Pe aici... Bă, dar un pistol aveți aici, voi, un ceva. Aici, drept în față. Eu mă uit cu ochii de jucărie. E YouTube, in game. Bă, bine că nu sunt animale. N-am văzut niciun semn, niciun sunt de nimic, de ce bine. Ia. Bă, încă ți-a avut clopoței. No. Câine, ne mai ții minte? Că eu nu cred. Sau dacă latră. Și nu pe noi, pe cine? Uite, acolo e cabana noastră, uite un pic de lumină. Bă, latră toți. Bă, dar ce-o lăsat lumina aprinsă la cabana? Bă, vieții, noi suntem, mă. Noi suntem. Oh. Auliu. Bă, oare chiar pe noi ne latră? E, păi și ce facem acum, mă? Câini mi-au trebuit mie. Viețile mele, gata, mă? Gata. Bă, ce facem? Au venit șeful. Că nu mai putem să ajungem în casă. Mereți, mă, că nu vă fac nimica. Mai țineți minte? Gata. Hai, gata. Home sweet home. Hai. Așa. La noi în barat aici. Bă, n-a intrat nimeni la noi aici. Păi zi bine, mă, că au câini pe lângă ei. Da, mă, e totul safe. Bă, nu-i safe, că nu v-ați uitat în camera de tortură, bă. Barea mea e următoarea. E mâncătorul în camera de tortură. Ce se aude? E mâncătorul în camera de tortură, bă, ce aici, bă. Mâncătorul în camera de tortură. De ce e doar una? Că nu se aud mai multe. Se aude doar una, corect? O fi skinwalker de la mâncați și curata. Bă, dacă e skinwalker de la, deși a forme și de astea. Auzi, bă, skinwalker. Mai dormim azi, dacă e. Nu, eu nu vreau să rămân aici. Nu pot să rămân aici. Mă. Bă, acum fără nicio caterincă, du-te și vezi ce se aude de acolo, că eu mă. Păi da, tu cine? Da, da, tu. Păi da, nu pot eu, că am o treabă de făcut. Și între timp, verifici. Hai că e ok. Bine, mă, hai că mă duc. Hai. N-are ce se întâmple. Normal, că trebuie să mă duc eu. Dacă se și vede ceva pe aici. Bă, Teo. Teo, eu aud. Bă, dar ce sună, mă, frate, așa? Dar nu știu de unde se aude, efectiv. Bă, dacă faci prank-uri din alea cu mine. Bă, Teo. Bă. Ce?
încălcat și omul liniștit, mă. Aș prâncul din alea pe mine. Bă, zic... Mateo. Bă! Bă, zic că scuză-mă. Viața mea eram și eu într-un moment, dar acum sunt ok. Ai aflat ce e acolo? Nic. Doamne, scotea lunele. Dacă vezi că sunetul ăsta se întâmplă mereu când întreb, ia hai mă, hai, numai gata. Da, normal că am zop în Heimer. Viețile mele când nimeni e frumos. Vino, bagă-te că trebuie să închidem ușa, că am încercat mai devreme să intru. Trec și eu pe aici, puiul meu. Mă duc, pentru voi mă duc, să vă apăr. De ce s-a oprit? S-a oprit, dar s-a auzit altceva, tu ai văzut? Acolo sunt văcuțele și le auzi cum respiră, da? Eu văd ceva aici, dă-i lumina acolo. Uite, e ceva acolo. Ce mă? Uite, e o vacă, pe bune e o vacă. Păi și de ce sunt și acolo și una aici? Nu știu, e singura care e lăsată la... Bă, e skinwalker, de la mi s-a făcut. E skinwalker, mă? Să vedem dacă e vacă. Nu, e, da, vezi e că skinwalker. Dacă se ridică în picioare și aleargă. Du-te, mă, de aici. Bro, tu vezi câtă gălăgie fac vacile? Sunt agitate, gen, de ceva. Oare de vaca asta de aici, care e impostor? Și se uite direct la mine acum? Vai cum mi se văd ochii, nu se da, văd da. Pe camera efectiv, dar se uită fix la noi. Bă, Andrei, de ce stă pe loc mâncați aici gura ta? Efectiv, nu-și mișcă privirea de la noi. Vedem dacă e skinwalker. Bă, vacile aleargă? Te întreb pe bune. Mă, nu se vede, nu? Nu se vede nimic. Pe cameră, nu. Bă, dă mai tare lumina de aici. Dă-i de ăsta. Bă, e skinwalker. Toată ziua e skinwalker, bă. Ui acolo, frate. Îi skinwalker toată ziua. Toată ziua e skinwalker. Oh, se vede acum pe cameră. Bro, e ciudată, mă jur că e ciudată rău de tot vaca. Tu vezi că nu se mișcă, numai se uită asta. Deci de ce e vaca asta și toate vacile sunt acolo și asta e în afară? Și se uită la noi. Bă. Bă, e skinwalker, bro, mă, toată ziua. Okay. Bro, e skinwalker, să mor dacă vomit viețile toată mele. Toată ziua e skinwalker. Bă, încă se uită. Aolo, eu nu rămân, mă, să dorm aici, tu ești nebun la ca... Bro, e în aceeași poziție, Andrei, e în aceeași poziție. Băi, frate, mă jur că e în aceeași... Viețe, mă jur pe ce vreți voi că e în aceeași poziție. Mă, se vede pe cameră că nu-mi dau seama. Skinwalker, deci, bă. Pe mine, bă, nu, vibe... Nu. Imposibil, mă, să ia tu ăsta. Mă duc să iau. Săraca vacă. Imposibil să că, bă, ușa deschisă. Chiar că săraca vacă, bă. Ne așteaptă. Ia. O intra skinwalker în casă. De ce e ușa deschisă? Mi-e frică rău de tot. Băi, Andrei. Bă! Oh, de ce e ușa deschisă? Mi-e frică. Bă, vezi ce ochi roșii are Teo, frate. O intrat în el, bă, skinwalkerul din vacă. Numai cameramanul mai e în viață acum. Numai cameramanul mai e normal. Vedeți? Că rău de tot. Băi, Andrei, fără nicio caterincă, mă jur că vaca aia e în aceeași poziție. O intrat skinwalker în el, mă. Să plecăm de aici. Andrei, mă jur că e în aceeași poziție. Mă jur că nu s-a mișcat. Fac cruce, aici trei cruci îmi fac. Stătea și mesteca și se uită în gol. Acum nu mai văd. Triple cap chat. Nu pot. Filmează cu telefonul, filmează. Nici măcar double cap, triple cap. Într-una în aceeași poziție. Aceeași poziție. În aceeași poziție vaca, mă. Vă jur că așa e de cât. Michi, te pup, bro, mergi la Napoleon? Da, clar. Când m-am dus acolo. Bă, Andrei, se vede clar. Pe telefon. Și o să mă îmbrac în Napoleon. Haide să ne luăm asta. Hai. Hai, da. Acum e acum. De ce e ușa asta deschisă? Doamne. Care e nimic aici? Bă. Ce? Ce s-a auzit? N-am auzit, că eram înăuntru. Țipăt? Nu, hai să plecăm. Am astea aici, telefonul la mamă. Ai ceva mai avem? Bă. Știi că aici era un cuțit sus. Bă, dispărut cuțitul. Bă, zi fără mișor, l-ai luat? Bă, nu l-am pus mâna, n-am fost cu tine tot timpul ăsta? Doamne. Atâta mai zic, s-a auzit țipăta din ea. Era vaca aia, vezi vaca, frate, deci, cu cuțitul. Deci dacă vaca aia e în aceeași poziție, mi s-a zbârlit pielea pe mine, am luat-o la fugă și nu mă mai opresc. Nu e în aceeași poziție, asta e bine. Deci skinwalker nu e. Dar e tare mică ne alergă Andrei asta. Stai acolo că te bat. Și vezi că eu nu ameniz de multe ori. Bă, dar asta ce are, mă, e vacă petrecăreață de nu doarme, mâncați aici gura ta. Stai acolo, m-a învățat pe mine, tataie. E boală. E boală.
N-am bale. Am scăpat mucații și curata. Vezi că tare mic să fie vaca asta. Bă, nu-i vaca aia, e vaca aia. Jur că ai, ai, ai. Vaca aia. Nu sunt niciun nebun. Am ajuns vizit. Am făcut-o și pe asta, n-am reușit să rămânem peste noapte, dar nu puteam. Veniți voi și stați dacă puteți. Veniți voi și stați dacă puteți, cine comentează. Adevărat. Băi frate, și acum am fost să le dăm cheile oamenilor, bineînțeles. Ce credeți, am aflat că aici în sat e o poveste, cum că s-a sinucis cineva. Na. Dacă cine a țipat era spiritul. Aolo, nu mai, gata, închidem viețile mele, subscribe, share, like, sper că v-a plăcut, v-am ajuns în bețel, dar eu nu mai pot. Vreau acasă să dorm cu iubirea mea și gata, gata. Na, chat. Bun video, bun video, bun video. Mi-a plăcut, chiar a fost bun. A fost entertaining. Partea 2. Mergem în cabana aia, partea 2. Cu Ganso. Mergem în cabana asta cu Ganso și cu Teo ca să facem din ăsta, mă. Mamă, să facem investigație paranormală. Ce ziceți? N-ai tupeu? Eu am tupeu. Eu am tupeu, ce atât crezi că blichiu in-game.